Boliaș a ratat șansa de a le egala pe Viitorul și pe CFR Cluj în fruntea clasamentului după ce a făcut doar 0-0 la Voluntari. Cristi Costin a ratat singura ocazia primei reprize pentru echipa lui Bergodi. După pauză, tot Voluntarii a fost mai periculoasă. Nici Papadiu, nici Gropsov nu au reușit să-l învingă pe rusul. Replica ieșenilor a fost una timidă. Horșia a jutat dezamăgitor din poziție ideală. În final, tot ilfovenii au fost mai aproape de gol. Deac a ratat 1-1 cu rusul, iar Voluntarii, Poliaș, s-a terminat 0-0. Îmi pare rău că n-am reușit să înscriu. A fost o fază în care dacă eram puțin mai rapid, eu zic că reușeam să marchez. Dar mă bucur că reușesc să-mi creez ocazii și sper să vină cât de repede și golul. Îmi doresc mai mult, vreau mai mult, vreau un joc mai ofensiv, dar astăzi atât am putut, din păcate. Da. Dar îmi doresc ca pe viitor să fim altfel, să arătăm altfel.